Bine v-am regăsit la Global Weekend. Vă propun să vedem care sunt reperele acestei ore. De mâine, telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile din România. Măsura este prevăzută de noua lege a educației. Nevăzătorii au primit o propunere de act normativ promisă de premier în urma protestului față de legea pensiilor. Guvernul propune introducerea unui coeficient pentru indexarea anuală a pensiei persoanelor cu handicap. Nivelul Dunării a urcat cu 8 metri față de normal la Budapesta. Autoritățile au închis circulația pe mai multe drumuri. Hezbollah a lansat peste 90 de rachete în nordul Israelului în cursul dimineții. 3 persoane au fost ușor rănite, potrivit presei israeliene. De mâine, telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile din România, atât în timpul orelor de curs, cât și în pauze. Măsura este prevăzută de noua lege a educației și de statutul elevului. Și până acum era interzisă folosirea telefonului la ore, însă regula nu era aplicată unitar în toate unitățile de învățământ. Jurnalista Euronews, Mihaela Barbu, are mai multe detalii. Bun găsit, Mihaela! Cum se va aplica această măsură? Bine v-am găsit. Practic, elevii vor fi nevoiți să-și lase telefoanele într-un spațiu special amenajat la începutul programului școlar și le vor putea lua înapoi în momentul în care aceștia pleacă acasă. Pentru asta, conducerile unităților de învățământ trebuie să asigure acel spațiu în care elevii să își poată depozita dispozitivele electronice. Măsura exista și până acum în regulamentele școlare, însă nu era aplicată unitar. Spre exemplu, elevii puteau să-și țină telefoanele asupra lor și totodată aveau voie să le folosească în pauzele dintre orele de curs. De mâine însă această măsură se va aplica așa cum prevăd noua lege a educației și statutul elevului proaspăt adoptate. Potrivit normelor, elevii nu au voie să folosească telefoanele mobile sau alte echipamente de comunicații electronice în timpul orelor de curs sau în timpul activităților educaționale care au loc în afara unităților de învățământ. Pot face acest lucru doar în scop educativ și dacă cadrele didactice sunt de acord cu folosirea telefoanelor, ori în timpul pauzelor, în spații special amenajate sau destinate folosirii telefonului mobil în funcție de unitățile de învățământ. Dacă se întâmplă ca elevii să fie prinși cu telefoanele mobile asupra lor, atunci profesorii pot să le ridice și elevii le pot recupera la finalul programului școlar. Măsura a fost adoptată în ultimii ani în mai multe state europene, spre exemplu în Franța și în Grecia, și este de menționat faptul că principalul motiv pentru care autoritățile au decis acest lucru, inclusiv în țara noastră, este faptul că elevii pot fi distrași în timpul orelor de curs de dispozitivele electronice. Mulțumesc pentru informații. Continuăm. Nevăzătorii au primit propunerea de act normativ promisă de premier în urma protestului față de legea pensiilor. Guvernul propune introducerea unui coeficient de solidaritate pentru indexarea anuală a pensiei persoanelor cu handicap. În plus, cei care s-ar pensiona după intrarea în vigoare a actului ar beneficia de un punct de sprijin pentru fiecare an lucrat cu handicap grav și 0,5 puncte pentru handicap accentuat. Asociația Nevăzătorilor a anunțat că va analiza propunerea și va oferi un răspuns. Aproximativ 2000 de persoane au protestat joi în fața guvernului, cerând exceptarea nevăzătorilor de la prevederile noii legi a pensiilor. Recalcularea din august a dus la scăderi de până la 80% ale pensiilor nevăzătorilor, conform asociației. Și aflăm alte răspunsuri de la Florentin Rădulescu, vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România. Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Vă întreb în primul rând dacă această propunere venită de la Palatul Victoria este una convenabilă. Nu este ideală, este una de compromis, pentru că, desigur, ne-am fi dorit modificarea legii 360, însă, din cauza angajamentelor pe care înțelegem că România și le-a asumat de a nu modifica această lege timp de 5 ani de zile,
nu se poate face acest lucru, așa că s-a găsit această variantă prin care trei tipuri de persoane nevăzătoare nu vor avea de suferit. E vorba de pensionari, de cei care lucrează, dar și de cei care sunt pensionați și continuă să lucreze. În aceste condiții v-aș solicita și un calcul să vedem, pentru că vom reveni asupra măsurii legislative și cât de solidă este, dar haideți să simulăm un calcul. Ce se întâmplă? Pentru că vorbeam mai devreme și am amintit de faptul că anumite pensii ale nevăzătorilor au scăzut prin aplicarea noii legi chiar și cu 80%. Acum, cu această măsură, cu acest amendament, ce se va întâmpla? Practic, este vorba de acea plafonare a pensiilor care îi caracteriza pe nevăzători. Deci, primul palier este cei care, să luăm un exemplu concret, au o pensie în plată de 2000 de lei. În ianuarie, aceste persoane, din cauza că aveau pensii recalculate mult diminuate, ar fi rămas cu acești 2000 de lei și nu ar fi primit indexarea la fel ca ceilalți cetățeni, ceilalți. Și atunci, în situația în care, să zicem, valoarea punctului de referință ar crește cu 10%, ipotetic vorbind, aceste pensii care, să luăm un exemplu, o pensie de 2000 de lei ar crește cu acest coeficient de solidaritate, tot cu 10%, la fel cum ar crește pensia oricui. Bun, deci vor ține pasul cu inflația, practic. Exact. E vorba de menținerea puterii de cumpărare a pensiilor acestor persoane. În ceea ce privește situația cealaltă, a celor care lucrează, ei vor primi, cum ați spus, un punct de sprijin, cei din gradul grav, iar cei din gradul accentuat vor primi o jumătate de punct. Adică, în termenii actuali, e vorba de 81 de lei pentru fiecare an muncit, pentru a înțelege foarte clar care este de fapt impactul. Adică dacă o persoană rămâne în muncă 12 ani, va primi aproximativ 960 de lei pentru cei în gradul grav și jumătate pentru cei în gradul accentuat. O sumă care vine să compenseze niște decizii de recalculare care sunt extrem de mici. Pentru a înțelege foarte clar, o persoană nevăzătoare se poate pensiona cu o treime din stagiul de cotizare, adică 11 ani și 8 luni, însă pensia rezultată, conform legii 360, este inferioară pensiei minime în plată garantate, adică sub 1281 de lei. Ceea ce înțelege acea persoană este că după ce a muncit aproape 12 ani, munca ei nu e recompensată deloc, este pusă pe același nivel cu o persoană care nu a prestat, să zicem, decât o lună de zile și a beneficiat de o pensie de invaliditate. Da, mulțumesc mult pentru aceste lămuriri. Continuăm jurnalul cu alte informații privind impactul economic. Prognoza deloc pozitivă a Comisiei Europene pentru deficitul bugetar al țării noastre nu este departe de adevăr, o recunoaște și ministrul finanțelor, Marcel Boloș, care admite că la un nivel de 6,9%, deficitul este cel mai mare din Uniunea Europeană. Soluții pentru a inversa acest trend ar exista, dar nu în acest an electoral. Anul viitor va trebui să intrăm într-un proces de ajustare fiscal-bugetară care trebuie să aibă și o componentă de restructurare a sistemului de cheltuieli publice din respect față de mediul de afaceri. Regulile vor fi mult mai stricte pentru a gestiona finanțele României. Nu avem încă stabilite măsurile și nu le avem definitivate cu Comisia Europeană. Este un proces de negociere, a precizat Boloș la un post de televiziune. România riscă să intre în recesiune dacă guvernul va amâna tot mai mult măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Cifrele nu arată deloc bine, iar economiștii susțin că gaura bugetară poate determina o creștere a taxelor, dar și înghețarea salariilor și pensiilor. Doar dacă luăm în calcul dobânzile la jumătatea anului, costul a ajuns la 1,2%, cu 17% mai mult față de anul trecut.
Însă guvernul nu a tăiat nici din alte cheltuieli, așa cum promitea, iar salariile și cheltuielile cu bunuri și servicii pun presiune pe buget. Asta în condițiile în care deficitul nu ar trebui să crească peste 3% din PIB, iar datoria publică peste 60%. Iar legea responsabilității fiscal-bugetare indică un nivel de alertă la care executivul poate îngheța creșterile de salarii și destul de aproape de riscul de a îngheța și pensiile. Cozăi, înainte de a intra în dezbaterea Senatului, majoritatea necesară pentru a trece proiectul ce oferă lui Klaus Iohannis posibilitatea de a candida la parlamentare, cât este încă președinte, ridică probleme liberalilor. Socialdemocrații decid abia mâine dacă susțin sau nu proiectul de lege. Cu explicații vine Marius Vulpe. Bun găsit! Ce calcule își face PNL și pe ce voturi se poate baza? Bun găsit tuturor! Ei bine, liberalii au nevoie de minim 69 de voturi exprimate în favoarea acestui proiect la Senat, prima cameră sesizată, și de minim 166 de alte voturi la Camera Deputaților. Asta pentru că acest proiect, ce permite candidatura ca independent pe listele unui partid a șefului statului aflat în exercițiu, are caracter de lege organică, iar pentru adoptarea ei este nevoie de votul majorității parlamentarilor existenți și nu de votul majorității parlamentarilor care participă la o ședință de plen. Cu alte cuvinte, e nevoie de o majoritate calificată. Iar aici calculele se complică pentru că liberalii nu dispun singuri de această capacitate de a aduna atâtea voturi. Au doar 76 de deputați și 34 de senatori și acum sunt dependenți exclusiv de voturile socialdemocraților după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că acest proiect de lege este unul neconstituțional, este un text prost dedicat unei singure persoane fizice. Drept urmare, în momentul de față au existat discuții cu liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a arătat că este dispus să sprijine acest demers, dar a venit cu o serie de critici și propuneri de modificare. Ori ar trebui să se extindă, spune domnia sa, această reglementare la nivelul tuturor persoanelor care în momentul de față au interdicții de a putea candida la o astfel de funcție, ori se merge pe legislația existentă, pentru că, spune liderul PSD, în momentul de față se poate candida fără alte modificări la legea electorală. De cealaltă parte însă, liberalii mai au o problemă internă. Asta pentru că mai mult de o treime, dacă nu chiar jumătate din actualii parlamentari, nu mai figurează sau nu vor mai figura pe listele cu candidați eligibile acestui partid la alegerile parlamentare. Și din această cauză sunt demotivați să mai vină și să susțină de altfel un demers care este primit negativ de către opinia publică. Mai mult, o bună parte din liberalii care se află propuși pe aceste liste eligibile sunt îngrijorați de acest efect electoral negativ și se tem că dacă Nicolae Ciucă nu va intra în turul 2, atunci vor avea și ei de suferit, pentru că Partidul Național Liberal va deconta și la alegerile parlamentare un astfel de eșec și va obține mult mai puține mandate în viitorul legislativ. Drept urmare, liberalii trebuie să-și mobilizeze în primul rând la Senat toți cei 34 de senatori și să obțină sprijinul în extremis al socialdemocraților, care mâine vor avea de altfel o ședință politică în care vor decide cum vor vota acest proiect de lege. Comisia Europeană recomandă statelor membre ale Uniunii Europene să aplice măsuri mai dure pentru descurajarea fumatului, ce vizează acestea aflați imediat. Hezbollah a lansat peste 90 de rachete în nordul Israelului în cursul dimineții. 3 persoane au fost ușor rănite, potrivit presei israeliene. Sirenele de raid aerian au sunat în mai multe regiuni din apropiere de Haifa, Nazaret și Galileea. Majoritatea rachetelor au fost interceptate de sistemul de apărare aeriană. Atacul vine după ce Israelul a bombardat intens sute de ținte Hezbollah și a anunțat eliminarea mai multor comandanți ai organizației islamiste din Liban. Adunările publice au fost restricționate în nordul Israelului, iar postul de televiziune Al Jazeera din Cisjordania a fost închis.
Hezbollah a ripostat printr-un atac masiv cu rachete după ce avioanele de luptă izraeliene au lovit mai multe ținte pe teritoriul Libanului. Organizația islamistă susține că a lovit o bază aeriană de lângă Haifa. De altfel, autoritățile izraeliene au luat măsuri suplimentare de securitate în regiune. המשמעות היא כי מקו חיפה וצפונה ניתן יהיה לקיים פעילויות חינוך ועבודה במקומות בהם ניתן להגיע בזמן הנדרש למיגון תקני. התקהלויות במבנים סגורים יהיו עד 300 איש והתקהלויות בחוץ עד 30 איש. În cursul nopții, forțele defensive ale Israelului au bombardat peste 400 de ținte în sudul Libanului, pe fondul intensificărilor tensiunilor din regiune. Schimbul de atacuri vine după ce Israel a anunțat că organizația islamistă Hezbollah a fost decimată. Din cei 9 lideri care conduc milițiile jihadiste, 6 au fost omorâți, potrivit armatei statului evreu. În ultimele zile, Israel a lansat o puternică ofensivă asupra Libanului, acuzând organizația islamistă că punea la cale ocuparea teritoriilor izraeliene din nord. În așa numită operațiunea pagerelor au fost ucise 42 de persoane și alte 3.000 au fost rănite în Liban. Rusia se pregătește să atace centralele atomice din Ucraina, avertizează ministrul de externe de la Kiev. Oficialul a făcut apel ca țările partenere și organizațiile internaționale să intervină pentru a opri ceea ce el a numit scenariul statului terorist. Autoritățile de la Moscova n-au comentat deocamdată acuzațiile venite din Ucraina. Oficialul de la Kiev spune că informațiile despre un posibil atac asupra centralelor atomice au fost obținute de la serviciile de spionaj ale Ucrainei. Ținta rușilor ar fi instalațiile de distribuție și substațiile de transport a energiei electrice, care sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță a centralelor atomice. Avarierea acestor instalații creează un risc ridicat de producerea unui incident nuclear cu consecințe globale. Serviciile noastre speciale au transmis informațiile corespunzătoare partenerilor noștri. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a fost de asemenea informată. Rusia este singurul stat care a confiscat o centrală nucleară în Europa și șantajează lumea, a scris pe platforma X ministrul ucrainean de externe Andriy Sibiha. Mesaje similare au fost plasate pe rețelele sociale și de Ministerul Energiei de la Kiev, dar și de consilierul prezidențial Andriy Ermak. Rusia este un terorist, trebuie oprită aici și acum. Țările occidentale și din sudul global trebuie să răspundă dur la aceste pregătiri teroriste. Ne privește pe toți, a scris Andriy Ermak pe canalul său de Telegram. Ucraina are 4 centrale nucleare cu 15 reactoare. Centrala Zaporojie este cea mai mare din țară și din Europa cu 6 reactoare instalate. Aceasta este ocupată de armata rusă. Ucraina și Rusia s-au învinuit în repetate rânduri de atacuri asupra instalațiilor centralei de la Zaporojie. Incidentele nu s-au soldat cu scurgeri radioactive. De asemenea, pe teritoriul Ucrainei este centrala Cernobâl, unde în anii 80 s-a produs cea mai mare catastrofă nucleară din istoria omenirii. Reactorul avariat este în prezent acoperit de un sarcofag din beton pentru a nu permite scurgeri radioactive. Rusia nu va participa la cel de-al doilea summit de pace care va avea loc la Kiev în luna noiembrie, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Rusiei i se va prezenta un ultimatum pentru capitulare. Nu vom participa la astfel de summituri, a spus oficialul rus. Anunțul vine cu o zi înainte ca președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, să plece în Statele Unite, unde urmează să prezinte planul de pace liderului de la Casa Albă, Joe Biden, dar și celor doi candidați la președinție, Kamala Harris și Donald Trump. Pentru prima dată, Zelensky declara că Rusia ar trebui să participe la summit. Moscova transmite însă că reuniunea va avea ca scop promovarea formulei de pace a lui Zelensky ca bază de soluționare a conflictului, ceea ce este inacceptabil. Rusia este gata să discute propuneri serioase care să țină cont de situația din teren și contextul geopolitic, mai transmit oficialii ruși. În iunie, Vladimir Putin declara că va fi de acord cu eventuale negocieri de pace dacă Ucraina va renunța la cele 4 regiuni din estul țării.
Primul summit de pace a avut loc în această vară în Elveția. Rusia nu a fost însă invitată atunci la eveniment. Nivelul Dunării continuă să crească și a depășit 8 metri la Budapesta față de cel normal. Autoritățile au închis circulația pe mai multe drumuri după ce apele au ieșit din matcă. Aproape 6.000 de salvatori și militari au fost mobilizați pentru construcția de baraje care să împiedice înaintarea apelor. Jurnalista Euronews Rita Conia ne spune mai multe. On Saturday morning, the water level of River Danube reached a peak of 830 centimeters in Budapest. Now the question is how long it will take for the water to recede and how long the temporary dams will be able to withstand the load. In Budapest, the lower quay is underwater from Thursday afternoon. The Hungarian capital is well protected regarding the residential areas. Hundreds of thousands of sandbags protect the houses. But in some of the suburbs and small cities near to Budapest, there are several flooded areas. The river traffic on River Danube is still closed as cruise ships cannot navigate under the bridges due to the high water level. Rita Konya, Euronews, Budapest. Turiștii aflați la Budapesta spun că autoritățile au luat măsuri pentru prevenirea inundațiilor și că se simt în siguranță. Mă aflu pe malul stâng al Dunării, în dreptul clădirii Parlamentului. Situația, după cum puteți să vedeți, stă în felul următor. Promenada Dunării a fost inundată. În rest, zonele pietonale nu au suferit alte probleme. În urmă cu câteva zile am văzut că s-au făcut baricade cu stat de nisip și în acele zone în care era permis accesul în subteran au fost lăsate niște uși de fier. Asta înseamnă că autoritățile s-au pregătit foarte bine pentru această situație și din punctul meu de vedere, noi turiștii ne simțim în siguranță, iar spațiile destinate nouă sunt perfect accesibile. La peste două luni de la cele mai tensionate alegeri legislative din ultimele decenii, Franța are un nou guvern centrist. Palatul Élysée a anunțat formarea cabinetului condus de Michel Barnier, fostul negociator șef al Uniunii Europene pentru Brexit. Noul cabinet de la Paris este alcătuit în mare parte din miniștrii mișcării centriste a președintelui Emmanuel Macron și conservatorii republicani. Formarea guvernului vine după negocieri dificile în condițiile în care alegerile au fost câștigate de Alianța Stângii. Stânga nu a obținut însă suficiente mandate pentru a-și asigura majoritatea necesară unui guvern stabil. Noul executiv va trebui să se confrunte și cu opoziția puternică a extremei drepte a lui Marine Le Pen. Prima sarcină a guvernului va fi trecerea bugetului pentru 2025 prin Parlament. Uniunea Europeană face presiune asupra Franței pentru reducerea deficitului bugetar. O creștere a taxelor l-ar pune pe Barnier într-o situație delicată. Donald Trump refuză încă o confruntare cu democrata Kamala Harris. Republicanul spune că a început deja votul în avans pentru alegerile prezidențiale, astfel încât un nou duel electoral este tardiv. Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, a acceptat să participe la o nouă dezbatere pe 23 octombrie la postul de televiziune CNN. Prima confruntare dintre cei doi a avut loc la începutul lunii, iar majoritatea analiștilor au decretat-o pe Kamala Harris drept câștigătoare. Sondajele de opinie arată o bătălie foarte strânsă pentru Casa Albă. The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. She's had her chance to do it with Fox. You know, Fox invited us on and I waited and waited and they turned it down. They turned it down, but now she wants to do a debate right before the election with CNN because she's losing badly. You know, it's like a fighter. She sees the polls. She sees what's happening. She's losing badly. But it's like a fighter who goes into the ring and gets knocked out. The first thing he says is, I want a rematch. I want a rematch. It's too late to do another. I'd love to in many ways, but it's too late. The voting is cast.
În jur de 2,5 milioane de germani din landul Brandenburg sunt așteptați astăzi la urne în alegerile regionale. Formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania conduce în sondaje după ce în urmă cu 3 săptămâni a câștigat alte 2 landuri din estul țării. Ascensiunea radicalilor este un semnal de alarmă pentru cancelarul social-democrat Olaf Scholz înaintea alegerilor generale de anul viitor. Sondajele arată că AfD este pe primul loc, înaintea socialdemocraților lui Olaf Scholz, aflați la guvernare, și a creștin-democraților. Miza politică este mare. Brandenburg, unul dintre cele mai mici landuri formate din localitățile rurale și urbane din jurul capitalei Berlin, este singurul stat din Germania de Est care este condus de socialdemocrați de decenii, respectiv din anii 90, după reunificarea Germaniei. Scrutinul este văzut ca un referendum pentru Olaf Scholz. În urmă cu 3 săptămâni, formațiunea de extremă dreapta care promovează o politică anti-imigrație, anti-europeană și viziuni proruse a câștigat alegerile regionale din landurile estice, Turingia și Saxonia. Sehr gut, haben die auch verdient und die andere auch so, wenn die nicht Politik machen können und nicht an Menschen angehen, dann sind die selber schuld. Und so passiert das eben. Ganz schrecklich. Also mehr kann man auch schon gar nicht mehr fast sagen. Also es ist wirklich erschreckend. Und ich hoffe, es passiert nicht bei uns jetzt hier. Also ich gebe mir immer alle Mühe. Ich hoffe, dass sie trotzdem zusammenraufen, trotz all der Fehler. Ich glaube, jetzt aufzugeben ist keine Option. Ich glaube, man muss jetzt anpacken, muss die Lehren ziehen und sich auch nicht verrückt machen lassen. Die politische Landschaft in Deutschland ist noch bunter geworden. Insofern, glaube ich, sehen wir ein zunehmendes Auseinanderfallen zwischen dem internationalen Auftreten, wo Scholz immer noch eine natürlich qua deutscher Kanzler seine prägende Figur ist, aber innenpolitisch ist er sehr, sehr stark zusätzlich unter Druck geraten. Liderul socialdemocraților din Brandenburg, Dietmar Woidke, un politician popular care se află la guvernare de 14 ani, a anunțat că va demisiona dacă AfD câștigă scrutinul regional. AfD s-a plasat pe locul al doilea la alegerile europene din iunie, după creștin-democrați și înaintea socialdemocraților. Alegerile legislative generale vor avea loc în septembrie 2025. Ascensiunea extremiștilor de la AfD se înscrie într-o tendință generală cu care s-a confruntat și Franța. Comisia Europeană recomandă statelor membre ale Uniunii Europene să aplice măsuri mai dure pentru descurajarea fumatului. Acestea vizează, între altele, interzicerea fumatului în spații publice, inclusiv terase sau stații de autobuz. Noile politici antifumat vor trebui aplicate și în cazul locurilor de joacă pentru copii, al parcurilor de distracție și piscinelor. Comisia Europeană recomandă de asemenea aprobarea unor legi care să-i protejeze pe nefumători de expunerea la fum în spații închise, la locul de muncă și în transportul public. Restricțiile ar trebui să se extindă și asupra produselor din tutun încălzit și țigărilor electronice. Și aici se încheie știrile orei, însă ele continuă pe site-ul nostru. Pe curând!